Păi nu poate fi altcuiva. Dacă domnul Lupu nu dorea să depună demisia, nu depunea, nu poate, nu putea nimeni să să le pună sau să-l oblige. A fost o situație specifică după alegerile prezidențiale. Domnul Lupu a fost actor activ în acest proces. După ce s-a terminat campania prezidențială, a făcut o analiză a situației și a ieșit cu această idee, propunere. Eu nu știu dacă am avut alte ceva discuții, în orice caz eu am participat la câteva discuții într-un cer foarte îngust. Nu am fost martor la careva presiune asupra domnului Lupu.